momentul în care facem mișcare, am ieșit în natură, faceți și voi asta. Pe lângă acest lucru trebuie să știți că sistemul imunitar are nevoie de întărire, așa că eu mi-am luat doza de cristale din fructe, mai ales că afinul și coacăzul sunt două fructe cu putere antioxidantă foarte mare. Haideți să ne apucăm de mișcare! Încercați să faceți împreună cu mine mișcare în natură, să vă bucurați de aerul curat, pentru că da, sănătatea trebuie să fie pe primul loc. Și când vorbim de imunitate, ne gândim și la acest aspect al ajutorului pe care ni-l dau fructele. Ridicați pe vârfuri, încercați să faceți în acest mod mișcarea și să trageți de brațe înspre în sus. Super! Ei, în acest fel lucrăm și musculatura abdomenului și a brațelor și a coapselor, în așa fel încât să fim foarte eficienți. Iar acum ridicați genunchiul în acest mod, stânga, dreapta, și duceți brațele înspre gleznă. Pare ușor la prima vedere, dar dacă veți face repetări, cam 3 serii, câte 20 de repetări, veți da dreptate că musculatura întregului corp este supusă unui efort fizic de care, da, fiecare grupă de mușchi are nevoie. Iar acum, îndoiți genunchii și ridicați. Inspirați, expirați, bucurați-vă de fiecare moment și nu uitați că, da, mișcarea trebuie să facă parte din meniul vostru zilnic. Inspiră, expiră și continuă. Iar acum depărtează brațele în acest mod și coboară. Sper că ai făcut împreună cu mine și acest moment de mișcare și vei face mai mult în continuare. Continuă emisiunea!